Vom face astăzi o lasagna bolognese. Mai întâi vom face blatul pentru foi. Am să vă las cantitățile exacte pentru blat la descriere. Și vom începe mai întâi. Primul pas este să facem foile, apoi vom face restul. Vom împărți aluatul în două părți și vom lucra, vom întinde două foi egale. Noi lucrăm pe făină, le întindem făcălețul de dimensiunea tăvii în care vom monta lasagna. În funcție de ce dimensiune aveți tava, de acea dimensiune întindeți foaia. O vom face în două foi, pentru că vom avea crema beșamel, care este o cremă pufoasă. De aia nu fac în multe foi această lasagna. Am făcut foile, două, și acum ne ocupăm de pasul următor, vom pregăti carnea. Punem carnea la prăjit, adăugăm apoi ușa apă, dar mai întâi o lăsăm să se călească un pic. Facem și crema beșamel, punem laptele la fert, batem ouăle, un pic de sare, nu foarte mult, vom avea feta sărată, adăugăm făina și un pic de lapte, le mixăm împreună și acest mix îl adăugăm în laptele fierbinte. Cantitățile exacte eu le las la descriere, exact ce cantități folosesc la produsul pe care eu acum îl prepar. Adăugăm, cum laptele începe să fiarbă, adăugăm această compoziție și mixăm rapid până la îngroșare. Se face exact ca la crema patiser, numai că noi în această cremă vom incorpora și brânză și cașcaval. Adăugăm untul și îl incorporăm aici în cremă. Crema deja am luat-o de pe foc, dar este fierbinte și untul se topește în ea. Brânza în cremă. Dăm ceapa în acest moment, totul merge paralel. Crema deja este gata, acum ne ocupăm doar de carne. Sărăm, pipărăm și adăugăm și sosul de roșii. Adăugăm sarea, piperul, dacă doriți și alte mirodenii. Eu am să mai adaug un pic de cari, un pic de boia. Mai am pe aici un mix special pentru carne, care conține cibru, coriandru și mai multe mirodenii, care le mixăm împreună. Am adăugat și sosul, adaug și niște roșioare, ca să fie mai colorată carnea. Nu este obligatoriu, numai dacă vă place și le aveți la îndemână. Eu le aveam și care le adaug. Acum lasagna, am pus ulei pe fundul tăvii, apoi am îmbrăcat în foaie, special am lăsat marginile mai mari, ca să îmbrac totul în jumătate din cantitatea de carne pe care o așezăm uniform. Adăugăm jumătate din cantitatea de cremă, la fel mă aranjăm uniform. Venim cu blatul 2 și închidem totul în interior. Și venim acum deasupra cu stratul ăla de carne. Adăugăm carne. Așa. Și stratul următor de cremă. Și apoi lasagna o dăm la cuptor pentru 40 de minute la 180 de grade. O lăsăm ușurel să se facă, să fie foarte bună. Este o mâncare cu puțin carbohidrați, mai multe proteine. Este o mâncare perfectă pentru prânz, ca să aveți timp organismul să consume care are destul de multe calorii. Avem carne, avem unt, ouă, brânză, deci calorii are foarte multe. De-aia vă recomand această mâncare să o pregătiți pentru prânz. Este ideală. Până vă culcați, o să consumați tot ceea ce ați consumat. Acum va merge la cuptor. Așa arată lasagna noastră când am scos-o din cuptor. Acum și-am să o felez să vedeți cum arată și în interior. Așa arată lasagna feleată. Se văd straturile foarte bine, conține foarte puțină pastă, are cremă și carne. Deci nu este o pastă foarte grea, este ușor de digerat, are puțin carbohidrați, mai mult proteină. Vă recomand cu drag să faceți această rețetă, este gustoasă, ușor de preparat, nu necesită mare îndemânare ca să faceți această mâncare. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă aștept și data viitoare. V-am pupat!